Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou review. Să dăm un pic lumina mai încet și mai încolo, adică, și să începem review-ul. Acest review astăzi va fi la un PS Vita. Ok, hai să începem review-ul la PS Vita. Acest PS Vita ce despre prima dată de design, să povestim. Are un design destul de drăguț, părerea mea. Hai să dăm un pic zoom să vă arăt. Zoom. Dă-i zoom. Așa. Ok. Designul. Pe margine avem un buton de start, unde dacă apăsăm pe el, logic va porni PS Vita-ul. Dăm așa. Ok. Buton de start, unde băgăm joculețele și vă arăt și acum chiar un exemplu. Trebuie frumos aici. Ok, avem pornită camera pe PS Vita, aparent. Hopa. Ok, hai să vedem. Deschidem ăsta și avem aici unde băgăm jocurile. Facem așa și aici avem un Carted Golden Abyss. Dăm și un focus. Hai. Focusează-te dacă ești șmecheră camera. Uitați aici. Un Carted Golden Abyss. Hai să nu mai stăm atât de vorba despre acest joc. Să trecem. Ați să și bag jocul înapoi să nu cumva să-l pierd sau să se întâmple naiba o vreo nenorocire. Că m-am ars. Ok. Hai să mai vedem. Chestii legate de design. Aici mai avem. Ați să și dăm zoom aici pe chestia asta. Butoanele de volum. Deci, practic, aici sunt butoanele de volum, scrie și vol aici. Butonul R, butonul de start, R aici și L aici. Aici, pe lateral, unde avem un design foarte, foarte drăguț. Și în cealaltă parte, pe lateral, de asemenea, aici avem iar designul drăguț și mai avem aici încă ceva care unii nu știu ce este, dar în această chestie se bagă cartela SIM. Deschidem frumos aici. Azi încercăm să și deschidem chestia asta. Gata. Ia uitați. Și aici băgăm cartela SIM. Nu-i mai diferit la PS Vita, dar aici băgăm cartela SIM. Ok. Haideți acum să vedem ce setări și ce chestii are el. Noi să dăm zoom. Să dăm zoom. Zoom am zis. Zoom până îl vedem în întregime. Și dacă s-ar și focusa camera, ok, s-a focusat. Perfect. Hai să vedem ce are el, ce are PS Vita-ul acesta. Hai să intrăm frumos noi. Aici avem Wi-Fi activat și n-are SIM băgat. Dăm settings. Start. Ce setări are acest PS Vita? Flight mode. Flight mode-ul. Dăm și pe asta. Disable all network features of PS Vita system. Turn these settings on. Place where use device that generate radio waves. Vedeți, deci practic aici unde se generează unde de radio, acolo trebuie să aveți activată chestia asta, gen să nu vă prăgușiți, bă, prăgușiți și nu mai stă camera ca lumea, bă. Trepiedul, for fuck's sake, trepiedul! Trepiedul e de vină la chestia asta, nu știu, de vină, bă, eu nu-s de vină. Ok. Flight mode, ceea ce înseamnă să activezi la modul avion, de gen să nu emită unde radio acest PS Vita. System update. Aici unde adaptăm sistemul, dăm using așa și acum caută update-urile pentru acest sistem. Ceea ce nu avem nevoie pentru că deja noi avem cele mai noi update-uri. Network. Wi-Fi settings. Aici avem toate Wi-Fi-urile. Hai să apropiem un pic să vedeți. Aici avem toate Wi-Fi-urile. Sau de ce nu apropii? De ce nu dau zoom și eu apropii? Gata, am dat zoom. Aici avem toate Wi-Fi-urile posibile. Aici, punctul acesta, verde, înseamnă la ce Wi-Fi suntem conectați. Dar, astea alte arată care sunt în afara arei de acoperire. Bezer Family și astea care au aici chestia aprinsă, înseamnă că au semnal foarte, foarte, foarte slab. Perfect, și mi-e setări, ați văzut cam tot ce are la setări acest PS Vita, bravo! Ok, ce mai vedem noi acum? Jocuri. Așa, apropo, acest PS Vita are o cameră pe față și pe spate, foarte, foarte bună. Ok, am intrat la galerie.
Dar nu avem nevoie de acum de galerie, noi intrăm pe cameră frumos. Camera este fix aici, azi că dau zoom pe ea. Așa. Camera e fix asta, de aici o vedeți și voi. Asta e camera, uite, se și negrește acolo când dau pe ea. Foarte bună. Camera, dacă nu mă înșel, are 2 megapixeli și are calitate foarte înaltă. Ia aici, camera. Hai să o frecăm un pic, să o frecăm. Ha, ce glumă bună, Raul, ai făcut și tu. Ok, frumos, dăm un zoom și avem aici camera. Camera de față. Și dăm aici frumos și avem și camera de spate. Care, uitați, foarte, foarte șmecheră. Ha. Fian, facem un selfie, stai așa. Stați așa, mă. Stați așa. Selfie. Faci selfie? Selfie. Cu un selfie, mă rog. Foarte bună camera, zic eu, pentru că e un PC Vita, e făcut pentru jocuri, pentru să fie portabil, un practic un PS3 sau PS4, dar portabil. Nu este practic, stai așa cu el în casă. Ok, aici avem foarte tare designul față de PCP, gen avem două controlere, dacă s-ar da și zoom, așa. Două controlere, deci ca un fel de PS3. Primul controlor, partea dreaptă, jos și al doilea în partea stângă, jos alături de home screen, de un button, de gen, mergem aici, dăm un buton și ne duce la home, pac, și ne duce la home, ok. Asta are un design destul de fain aici jos, vezi, gen, chestia asta, zici că vrei așa să o ții, știi, stai așa, să dau, așa. Vedeți și aici, e ca și o dea de, știți, ca o geantă, gen. Ok, just kidding, nu se face chestia asta. Asta e doar de design. Hai, focusează-te urât, o ce dracu, îți dau un zoom și tu nu te focusezi. Ok, cam acesta este PC Vita-ul. Aici, punctul acesta, pentru cei care nu știu, este un punct de notificări. Dăm aici, opa, să că era s-a pus. Așa. E un punct de notificări, eu ne arată toate notificările. De you have earned a trophy. Trophy. Ok, hai să dăm și zoom, să se vedem cum se face, cum se comportă acest PS Vita cu jocurile. Dăm zoom, foarte, foarte tare. Pac, ieșim de aici și intrăm pe Uncharted Golden Abyss. Start. Să vedem cum se comportă cu jocurile, gen cum merge pe jocuri, cum, what the fuck, ok? Dăm și un mic focus, se vadă mult mai bine și se mișcă camera foarte, zici că stă în aer. Atât. Dăm focus, pardon. Și vedem cum se comportă PS Vita-ul cu jocurile. Sonic Computer Entertainment Presents. Vedem cum merge pe jocuri. Aș dori să vă arăt tot PS Vita-ul, dar dacă s-ar da eu în zoom. Să vă arăt tot PS Vita-ul când joc, știi? Staci. Continuu. Yes. Ok. Hai să vedem cum merg jocurile pe acest minunat PS Vita. Oh, yeah. Hai să vedem. Deja 8 minute are review. Prea lung deja review, dar n-ai cum să nu spui atâtea lucruri într-un review, nu? Și te dă focus de multe ori și nu înțelege de ce te-ai dat focusule. Nu te mai da! Ai, de capul meu! Gen, dacă apropii, se dă mai greu focus, ia uitați. Se dă mai greu focus, dacă îndepărtezi, frate, se dă imediat. Și a mișcat iar camera, for fuck's sake. Ok, avem aici joculețul mult așteptat. Merge bine, peste 30, adică 30 de frame-uri optimizat. Ia uitați, opa, pune pistolul. Pac, pac, ok, dăm reload. Grafica de PS Vita, dăm și aici oricum o grenadă. Hai, fugi, fugi, fugi. Opa! Foarte tare, foarte, foarte tare. Ok, deci în concluzie merită să-ți cumpere acest PS Vita. Ok, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest review. Dacă mai vreți review-uri în continuare, spuneți și... Sper că v-am ajutat, sper că v-am convins dacă să vă cumpărați un PS Vita sau nu și acum direct așa știi terminarea videoclipului.